Finala îi Te cunosc de undeva. Sezonul 20. Ce se va întâmpla cu premiul de popularitate? Nu știu ce a fost în capul tău. Marea Finală Te cunosc de undeva, difuzată sâmbătă aceasta, de la 20:00 la Antena 1, aduce cele opt echipe de artiști la capătul unei călătorii incredibile, într-un sezon în care și-au pus inimile în fiecare transformare. Sâmbătă aceasta, pe lângă marii câștigători ai sezonului 20, telespectatorii vor afla și câștigătorii premiului de popularitate, pe care chiar ei i-au desemnat, prin vot. Și pentru că nu este vorba de o ediție obișnuită și regulile sunt unele speciale. Întocmai tocmai ca în semifinală, cele patru echipe finaliste. De această dată, au i ajutat ruleta cu o listă generoasă de propuneri, unele dintre ele menite să se întoarcă împotriva lor am zis să trăim finala exact așa cum trebuie, greu. A dezvăluit Cuza, în vreme ce Emi nu s-a sfit să recunoască. Eu nu eram sigur că intrăm în finală. Așa că atunci când am dat lista, chiar nu mă așteptam să ne pice asta, referindu-se la celebrul duet Chris Brown Bustar Heinz Luke at MNOW. Nu știu ce a fost în capul tău, Emi, când ai ales piesa asta, i-a spus și Conectre, iar Emi a continuat, mi-am pus bețe în roate singur, pentru că e foarte mult de muncă la piesa asta. Nici nu știu care e partea mai grea. Pentru mine dansul e ceva haos, rapul e ceva. La fel de haos. Am patru versuri foarte rapide, pe care nu știu cum o să le iau. Nu pot, e prea mult pentru mine. Nici pentru cuza piesa din finală nu e deloc ușoară, este o nenorocire. Mă îngrijorează gândul că e posibil să mă încurc în primele șase secunde și am distrus toată piesa. Cred că aș fi super supărat să se întâmple ceva nasol în momentul finalei. Suntem oameni, e presiune pe toată lumea. Ori câte sute de mii de concerte ai avea, ori câți ani de experiență, dacă ai pus un pic de suflet în proiectul ăsta și ai ajuns în punctul ăsta, n-au cum să n-ai emoții, că e munca ta. Emi și Cuza, Jo și Liviu. Ilona, Shiristei și, și Connect 3 și Shift sunt cele patru echipe care se vor întrece în marea finală a sezonului 20. Te cunosc de undeva. Punctajul pentru care au muncit vreme de 14 ediții se va reseta, iar jurațiile vor acorda finaliștilor note cuprinse între 9 și 12. Apoi va veni rândul celor patru echipe care nu se află în concurs să desemneze beneficiarii celor 5 puncte pe care le au la dispoziție. Mai departe, rolul hotărător în desemnarea câștigătorilor va reveni publicului din platoul emisiunii. Fiecare spectator le va oferi concurenților de la 9 la 12 puncte, ce se vor adăuga la cele acumulate până atunci. Câștigătorii sezonului, dar și cei ai premiului de popularitate se vor afla sâmbătă aceasta. De la 20.00, la Antena 1.